Nața, bună dimineața, într-un nou an, dragii mei! În primul rând, vă doresc să aveți planuri mari, o viziune ambițioasă și forța să duceți la capăt tot ceea ce v-ați propus pentru 2023. Îmi place mult liniștea primelor zile din an, când îmi pot aloca timp pentru mine. Știți, vacanța poate fi o furtună amețitoare de întâmplări care îți orientează energia în exterior. Dar nu uitați că cele mai valoroase momente sunt cele în care vă faceți timp să priviți în interior, când sunteți cu voi, voi cu voi, cu gândurile voastre. De aici se nasc ideile mărețe. Orice lucru mare începe de la o idee, un vis, o dorință. Așa că acum este momentul să cultivați astfel de gânduri creatoare. Lăsați-le să se contureze, alimentați-le cu energia voastră, faceți un plan, căutați soluții și apoi treceți la treabă. Și ca să vă îndemn la visare, am ales un subiect suav, parfumat, înmiresmat de 2 hectare de trandafiri. 10 de soiuri în culori și forme variate, o afacere de familie despre care voi vorbi cu 2 bărbați, Ștefan și Laurent Cichi, tată și fiu, care duc mai departe tradiția creșterii trandafirilor începută de bunicul lui Laurent. Bine ați venit la Fructiflora. Bine v-am găsit, Laurent, mersi mult pentru trandafiri. Am tot primit trandafiri și cât să mă satur așa pe 2 hectare de mirosul ăsta. Îmi pare rău că nu vă pot transmite mirosul de trandafiri din această parcelă, din acest lot de trandafiri, dar o să vorbim despre o afacere minunată și poate veniți la Festivalul Rozelor, care are loc în fiecare an, în data de... De obicei, ultima sâmbătă din iunie. Mi-ați spus că este o afacere de familie pornită de bunicul, deci sunteți la a treia generație de cultivatori de trandafiri, butași de trandafiri pentru grădinile pasionale. De trandafiri. Ce făcea bunicul în vremea lui de glorie? Ce colecție de trandafiri avea? De unde îi aducea? Unde a învățat să cultive trandafiri? Pasiunea asta a venit mai din tinerețe, că dânsul mai mergea la Altoit pe timpul Ceaușescu, mergea la Altoit. Aveam o pepinieră aici, care era iudului, acolo se mergea la Altoit, mai mergea prin țară. De obicei, tineretul la noi în sat prea puțini erau care vara îi puteai găsi. Toți mergeau la Altoit. Mergeau că nu, era și un câștig și te și distrai. Asta era viața noastră atunci. Cam toți trandafirii din România prin marketuri ce se găsesc sunt cam din Ciumbrud. Cam 80-90% cred că de aici. Bun. Cu ce colecție se lăuda bunicul? Atunci nu erau. Erau 4, 5, 6 soiuri, era Crimson Glory, era, adică soiurile astea vechi, foarte vechi, dar erau și rezistenți. De grădină erau. Grădină. Mai puțin erau pe vremea aceea de tăiat, adică pentru flori tăiate. Bine, să rezistau, de exemplu cu Mr. Lincoln. Ăsta era atunci, era ceva spectaculos, dar acum este ceva trecut, dar este foarte bun pentru că este și rezistent și este și parfumat. Lumea începe să se întoarcă la trandafirii cu parfum. La alții le place forma, culoarea. Da, la alții vor neapărat, nu contează, dar să aibă parfum. Da, asta e. Da, adevărul că aici este impresionant. Mirosul vine așa din toate părțile. Da. Bun, și la momentul acesta, colecția dumneavoastră cu trandafiri numără peste 40 de soiuri. Aproape până la 60 suntem cu soiurile, dacă luăm și cei care avem câte 100, 200, 300, avem așa colecție, vedem mai puțin, ca să vedem cum se comportă, sau am primit ramuri de la cineva ca să îi le mulțesc și atunci, prin testare, da, și atunci și vedem dacă e și rezistent, merită să-l mai mulțești sau, na. Bun, deci practic afacerea se bazează pe altoirea
unor soiuri de trandafiri pe port altoi, pe un port altoi cunoscut, cum se numește? Sunt mai multe soiuri de port altoi pe care se poate altoi, dar sunt altele care drajunează mai mult sau sunt care cresc foarte înalt și cam rămâi fără pantaloni dacă intri prin sălbaticul respectiv. Asta este un port altoi foarte mediu, adică mic. Ce folosiți dumneavoastră? Noi folosim laxa, port altoi laxa. Este un soi totuși mai sensibil un pic la făinare, la rugină în special, dar se lucrează ușor cu el. Da. Aș vrea să spunem celor care ne privesc ce categorii de trandafiri aveți, ca să știe lumea. Sunt cățărători, sunt de dulceață. Spune-ne tu, Laurent. Avem trandafiri pitici, care se pot folosi pentru plantații în parcuri, în grădini. Ei cresc până în 30-40 de centimetri. Adică tufă mai compact, așa? Da. Nu? Mai micuțe, care poți să pui pe lângă aniament, să nu crească foarte mult. Pe borduri, lângă rondouri, urmează floribundele, care sunt în jur de 50 de centimetri, dar fac flori foarte, foarte multe. După aia vin cele tei hibrizi, în jur de 60-70 de centimetri, sunt cele cu flori tăiate. Mai avem semi-urcători și urcători. Și urcători. Da. Și târători. Și târători. Și târători, da. Există și ei acoperitor de sol. Acoperitor de sol. Excelent. Și de dulceață. De unde v-ați procurat materialul săditor? Cum v-ați dezvoltat? Între colegi. Ne mai împrumutăm, ne mai ajutăm, ne mai... Sunt mulți producători de trandafiri în țară? Da. Mai ales aici, în zona noastră, aici suntem câțiva care suntem producători mai mari de trandafiri. Sunt și niște mici care de la 5.000 până la 10, 20, 30 de mii produc, dar astea fac hobby. Îl produce pentru cineva, la vreunul dintre colegii noștri care vând mai departe, după aceea cumpără de la ei, achiziționează și vând mai departe. Care este procesul tehnologic? Ce se întâmplă cu trandafirii ăștia după ce nu mai sunt înfloriți, când se trece floarea? Asta vă pot arăta. Așa, când a trecut floricica, da? Luăm o forfecă și tăiem. Acum noi astea, trandafirii care sunt în floare sau le trece perioada de florire, noi din ăștia recoltăm ramurile pentru altoire, din prima înflorire, că acum este din belșug. Este să fie lemnificat? Da. Regula? Păi nu știm care este regula. Eu știu, dacă ăsta este, vedeți, îi cad petalele, dar încă lemnul nu este 100% copt. Pentru că dacă rup ghimpele, rămâne coarja. El trebuie să fie copt, atunci când este copt, când ai apăsat puțin pe ghimpe, sare jos și nu se duce coarja. Ăsta deja... aproape este bun. Asta verde. Poate într-o săptămână e ok. Așa. Pentru că nu duce jos pielea de pe ramură. Știți? Așa. Și atunci noi astea le recoltăm, le punem la adăpost, la rece și după aceea când ne apucăm de altuit, într-o săptămână sau câteva zile, atunci îi dăm jos ghimpele și ne apucăm de altuit. Bun, și dar altoitul... ce înseamnă? Practic, să nu uite. Avem aici trei noduri, cum ar veni, nu? Contează. Ăsta este ochiul. Ochiul ăsta așa micuț și prăpădit, cum se vede. Îi scoatem lemnul. Rămâne numai așa. Acum, așa se face, numai trebuie să vă arăt, dacă vreți să vă arăt mai pe bune, mai profesionist, vă arăt acolo în portator, îi ducem și îl altoiesc. Și aia se altuiește undeva la bază, în rădăcină, nu în colet. Nu se altuiește în lăstar. Nu în lăstar. Pentru că el atunci tot lăstărește și nu te mai ajungi cu timpul ca să și cureți. De aceea se altuiește întotdeauna în colet, se introduce un ochi cam așa de mare, să aibă măcar un centimetru și un centimetru, ăsta ar fi idealul. La trandafir se scoate lemnul. La pom... Se lasă puțin lemn, foarte puțin, ca să nu-i se rupă ochiul. Aici e mai diferențiat un pic. Dar și la pom sunt la anumite soiuri, la care, de exemplu, la măr, la păr, poți să-i scoți lemnul afară și poți să-l altuiești așa. Acum am făcut un pic de experiență pe pielea noastră, dar merge bine, se lipește mai bine. Cine sunt clienții voștri? Clienții noștri sunt persoane particulare care sunt iubitori de trandafiri, primăriile din țară, magazinul Brico Depot și Ambient din Transilvania și avem și la export. La export? Reușiți să vindeți la export? Da, reușim să vindem în Polonia. Ce mă bucur să aud chestia asta, adică mai vindem și noi polonezilor ceva.
Da. Trandafiri. Da. Așa, de ce? Nu au polonezii trandafiri? Au trandafiri foarte mulți, dar la ei nu se dezvoltă într-un an cum se dezvoltă la noi, pentru că la ei este frig. Și la ei, eu am fost în Polonia, dar în luna iunie nu era mai mare ca și cel mic de acolo așa. Acum, pe vremea asta, nu era bobocel așa micuț. Dar la ei să ajungă la maturitatea astea, nu știu dacă ajunge până în toamnă. La export, ne ține câte plante pleacă? Păi, a fost an când mi-au cerut 100.000 de plante. Două camioane de trandafiri am trimis în Polonia. Da, na, uite, și anul trecut am avut un, cât am o, 25.000 care i-am trimis în Polonia. Anul ăsta iar deja au cerut oferta de soiuri, ce soiuri avem, ca să ne facă comanda. El acum, în timpul verii, caută piață și atunci pentru toamnă. Și dacă ar fi să tragem linie, ce spuneți despre afacerea asta? Este o afacere rentabilă? Merită să investești în butașii ăștia de trandafiri? Merită. Cu cât se vinde un butaș? În magazin, noi cu 6 lei vindem. 6 lei plus TVA. Ambalat, da. Bineînțeles, ambalat. Pentru că pe noi ambalajul ne cam omoară. Din primăvara asta nu era săptămână să nu urce prețul la folia stretch, la poze, pentru că e hârtie și aia. Putem să zicem că față de anul trecut ajungem undeva la dublu cu materialul de ambalat. Tu ai terminat horticultură la Cluj, da? Ești absolvent de horticultură, ai făcut și parte de master în vinificație. Și în științe horticole și în vinificație. E, iată, oricum Ciumbrudu, zona asta este specifică și pentru vin, pentru vița de vie. Întotdeauna a fost. Ce le spui tinerilor despre acest domeniu? Gândește-te că se uită la tine și tineri care acum își caută un drum în viață, nu știu, termină liceul, nu știu încotro să o ia. Să se documenteze, să citească mult despre acea cultură. Da. Și dacă simte că îi place, îi îndrum ca să facă pasul visul lor. Bun, crezi că acest domeniu al horticulturii ar putea fi un start bun într-o afacere pornită în domeniul agriculturii? În pepinierea noastră trebuie știut cam cu ce se mâncă plantațiile de pom fructifer și de... Adică e un domeniu foarte specializat, nu da. E așa, cam nu merge după ureche. Nu merge după ureche. Asta trebuie documentat din timp, cum se plantează, cum se întreține, ce fel de stropiri se pot face. Teoria e teoria, practica e practică. Niciodată teoria nu se prea potrivește cu practica, pentru că ai fenomene naturale care nu le poți controla. Ai secetă, ai grindină, ai vânt puternic. De exemplu, și aici în pepinerul la noi se vede acum, pentru a fost aseară o furtună așa, am mai rupt câțiva trandafiri. Sau acum așa, cum am văzut. Apropo de secetă, irigați? Ce faceți cu pepinerile? Că n-am văzut. Până acum n-am irigat, pentru că noi facem arătură foarte adâncă. Foarte adâncă, undeva la 40-45 cm, unde rezerva de apă este și plantele se duc ușor. Dacă este afânat pământul, ei se duc ușor, dar dacă mai ține seceta mult, trebuie să ajutăm. La câmpul 2 mai puțin. La câmpul 2, la trandafir, nu este o mare problemă, atâta că va fi ramurile mai scurte și înfloresc mai repede, adică nu o să fie tijă cu 7-8 internoduri, o să fie lăstar cu 4-5 internoduri, mai scurt, dar înflorește, știți, asta e tot. La pom e un pic mai problemă, mai ales în perioada când se altoiește, dacă nu are sevă bună, dacă pot să... Să ne spuneți câteva secrete din cultura asta de trandafiri, ce ați spune? La ce ar trebui să fie atenți? Poate chiar și cei care au câteva tufe de trandafiri în grădină, acasă. Întreținerea de toamnă și de primăvară. Uh-huh. La toamnă trebuie acoperit punctul de altoire cu pământ cam... Mușuroit? Da, puțin mușuroit, pentru orice eventualitate. 4-5. Da, să nu rămână să înghețe. Da. Ca să nu înghețe. Nu se știe niciodată cum este iarna. Da. Așa. Și terile de curățare se fac și toamna și pe parcursul vegetației, da. Nu se fac? Se face o toaletare toamna, de exemplu, dacă l-ai în grădină sau în curte, faci o toaletare așa generală, undeva la 70-80 cm, după care poți să faci puțin mușuroi. Primăvara, după ce trec înghețurile, te apuci și tragi pământul jos de la bază,
și te-a pus să-i faci toaletarea. De exemplu, dacă este pe o singură ramură, sunt mai mulți anticipați, adică mai mulți lăstari din ăștia, atunci se lasă întotdeauna la un butuc 4-5 lăstari care sunt mai viguroși și anticipatele se curăță. Dar el și din anticipate o să dea muguri dormiți, că el are foarte mulți muguri dormiți și în partea asta. Uitați, aici acum a fost mâncat de căprioare, el automat a început să dea de aici, pentru că el nu mai a avut vegetație să urce. Haideți că vă arăt așa. Asta nu e o... așa? Vedeți? Uitați, a fost ciupit înapoi, a mâncat căprioara, începe să dea de aici. Lăstărește din nou. Da. Dar el poate să lăstărească și din, de lângă ochiul respectiv, știți? Adică nu e o problemă dacă se taie... Acum nu l-ai tăiat bine, îl tai data viitoare, te uiți. Dar întotdeauna trebuie avut grijă la toaletarea din primăvară, da. Întotdeauna ultimul mugur, da, să fie ori în lateral, ori în exterior, să nu crească în interior. Aha, asta este regula. Asta este regula, ca să îi dai o formă. Și atunci tăierea, cum se face, cu forfeca în sus sau în jos? Oblic, puțin oblic. Puțin așa. Oblic? Așa, uitați așa. Aha. Așa se taie, puțin oblic. Nu știu dacă vedeți. Deci, puțin oblic. Inclinația este așa. Da, okay. Totdeauna. Și asta e regula și la pom și la trandafir, pentru că... Dacă plouă, nu stă apa pe el și nu se formează mucegai. Mucegai, da, da, da. Trandafirii ăștia au boli, au dăunători, trebuie să-i feriți de ceva, nu? Mai ales ca și copilul cel mic, adică trebuie să-l îngrijești. Adică îți vin dăunători, vin acarieni, îți vin afide, îți vin... Și stropiți, ce faceți? Facem câteva tratamente, facem. Faceți. Când este necesar, facem, da. Mai ales și pentru pătarea neagră, că dacă sunt ploi multe, apare pătarea neagră. Acum este la anumite soiuri, dacă e căldura mare, apare făinarea, sunt care sensibili la făinare, că de aceea nu știam eu, că zicea cineva că își plantează în fiecare, la fiecare cap de rând, la vie își plantează trandafir. A, zic că ăsta vorbește. Așa, dar pentru că ăla este buletinul de avertisment în plantațiile de vie, că acolo vin afidele, vin tot dăunătorii și vezi și bolile. Da, pentru că are parfum, da, l-atrage. Da, e foarte interesant și un indicator și un indiciu foarte bun. Să imediat să vede și care sunt mai sensibile la făinare, vede imediat făinarea. La făinare, întotdeauna când este un atac de făinare sau se presupune că va fi, frunza începe să se adune așa. E primul semn. E primul semn. Trebuie avut grijă că deja făinarea... Da, de regulă, ce condiții favorizează bolile astea? Căldura și... se evaporă, vine căldura din pământ și atunci el se făinează. Dimineața mai este rouă, căldura din pământ și se face făină. Pata neagră? Pata neagră tot așa e. Tot așa, da. Căldură, aia mai ales în perioada de ploi, mai exces, mai în exces, așa, mai tot timpul. Da. Sunt pătările negre. O să vă întreb în final, totuși, cum se vede România de aici, din plantația dumneavoastră de trandafir? Aș spune superb, doar când mă uit așa în zare la toate nuanțele astea de trandafir. Dar vreau să-mi spuneți mai mult de atât. Cum se vede prin ochii dumneavoastră, din perspectiva voastră, a unor producători de trandafiri? Acum să zicem de bine sau... Nu, să spuneți real, așa cum simțiți voi, fără să coafăm nimic. În domeniul ăsta nostru, cum se vede? Se vede foarte bine, adică mergând prin țară, vezi că totuși s-a mai plantat, s-a mai făcut, s-a mai schimbat, mai schimbă o țavă de canalizare, o ceva pe acolo și deja iarăși replantează, nu mai panseluțe și din astea anuale, flori anuale, pentru că aia costă. Dar asta dacă o pui, o ai 10-15 ani, dacă e bine îngrijit, acum văzut cu ochii noștri, este foarte frumoasă. Numai trebuie să avem oameni care să și facă ceva, să și placă să facă ceva în țara asta. Dar eu zic că, cu speranță că totuși merge bine. Eu sper să fie frumoasă. Mai frumoasă. Mai frumoasă. Mai frumoasă. Mai frumoasă. Mai frumoasă. Deci, pentru că frază, România este frumoasă. 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 Cum se putea vedea România prin ochii unor oameni care lucrează cu flori și nu orice floare, trandafiruri. Regina florilor. Asta zicea domnul profesor Wagner. Trandafirul este regina florilor. Este regina florilor. N-am știut ce a spus domn profesor, dar așa s-o cotez și eu trandafirul. Deci într-un final o afacere nu este ușoară, rentabilă, nu este ușoară. Dumneavoastră. Dar este frumoasă.
și frumoasă numai. Gata. Dați-mi voie să vă felicit pentru ceea ce faceți. Pare bine. Să nu și vă mai așteptăm. Că sunteți o poartă de culoare aici la Ciumbrut și da. De foarte bine. Mulțumim. Pentru că priveliștea este superbă, mirosul sublim, am mai rămas la povești cu familia Chichi. Voi lăsa parte din această discuție liberă pentru că ceea ce admirăm astăzi este o realitate clădită pe ceea ce au făcut alte generații înainte. Iar determinarea lor, atenția cu care își făceau treaba, pasiunea pentru flori sădită în oamenii zonei, au făcut ca astăzi să spunem că trandafirii de la Ciumbrud ne fac cinste nu doar în țară, ci și peste hotare. Avem niște poze de familie, nu? Să vorbim și despre bunicul, dacă tot nu-l avem printre noi. Bun, asta este o poză din 1940. Aici au fost la noi în Aiud o firmă, Ambrosi Fischer, care ei au fost fondatorii zona asta cu pepineria. Ei făceau și export. Deci se producea încă din 1940. Înainte, din anii 30, 20, nu-mi habar n-am acum, nu știu chiar toată istoria lor, dar imediat după primul război mondial, de atunci se producea aici la noi. Da, și aici este proprietarul. Este proprietarul. Erau, nu știu, doi sau trei frați erau, Ambrosi și Fischer, doi frați, care aveau pepineria. După, înainte de colectivizare, s-au format într-o asociație cooperativă, genul ăsta, sau așa, ca să nu li se ia pământul, pentru că erau particulari. Dar până la urmă totul s-a naționalizat și a trecut la pepineria din Aiud și au continuat. Și a fost de stat. Și după aceea a fost de stat până nu s-a retrocedat pământul înapoi. Da. Și acum mai este, aparține de stațiunea Blaj. Mai există. Mai există, mai există, mai există. Nu este așa mare cum era înainte, dar totuși există. Da. Aici, în pepinerea asta, am mai... crescut și domnul profesor Wagner, care creatorul a peste 40 de soiuri de trandafiri din țară. A fost focul de tabără, care în 1973 a fost medaliat cu argint. În lume? Da, da. La, că era să fac... un soi românesc? Românesc, da. Creat de dânsul, focul de tabără. Și cum arăta trandafirul ăsta? E un trandafir roșu ca și jăraticul, așa arată. Deci România are 40 de soiuri autohtone. Da. Dar dânsul în ultima vreme a fost unul dintre cei 9 vicepreședinți ai Federația Rozelor din lume. Deci dânsul a fost unul. Da. A purtat numele României în lume. Da. Și prin anii 2010... Atunci, nu știu cine era președintele Asociației Mondiale, l-a dus aici în România, l-a dus în Ciumbrud, am vizitat câteva pepinerii să vadă că și la noi în România se fac trandafiri de calitate și frumoși. Și a fost impresionat. Da. Da. Ce ne mai arătați? Aici vă arăt 56. Aici părinții, bunicii ai noștri mergeau la altoit. Domnul profesor Wagner, după ce a terminat facultatea la București, Polocioi l-a dus la Cluj ca inginer începător, stagiar ce era. Și atunci, când au intrat la altoit, de unde aduc oameni la altoit? Ei aveau deja pepinerie aici. Știau de unde trebuie să ia oameni, pe cine trebuie să ia, se ducă la Cluj. Normal. Da. Și ducea, erau 5 echipe care mergeau la Cluj în fiecare an la altoit. Altoiau și aici, da. Adevărul că este migală la altoitul ăsta. Este migală. Și chiar trebuie să te pricepi. Să stai cu capul jos la 30 și ceva de grade, nu e ușor. Așa. Aici este, așa arăta o echipă, femeia care rupea, dacă mai era ceva lăstar sau și ștergea înainte, rândul. Desfăcea pământul și ștergea. Taică-meu era la altoit, mama și o verișoară de-a lui taică-meu. Și ce făceau doamnele? Legau. Se lega cu rafie naturală. Și în rafia naturală trebuia să fluiere. Dacă nu fluiera, nu se le... Trebuia să fie strâns bine. Nu-i ca și plasticul. Acum, eu domnie să... Adică trebuia să fluiere. Să audă printre degete când tragi.
că se aude așa ca un fluier, ca un șuit, atunci înseamnă că e strâns bine. Da, da, da. Și nu se punea ceară sau ceva? Nu se punea, nu se punea, nu se punea. Doar se trăgea puțin pământ, că se bilona ca să caluseze mai ușor. Dar acum cu plasticul, când se leagă cu plasticul, e foarte ușor, adică pentru cei care leagă. E mai greu pentru cine altoiește. Trecem cu picioarele pe pământ în zilele noastre și aici cu evenimentele din Ciumbrut, cu ziua rozei, festivalul rozelor. De câți ani faceți festivalul ăsta? La câta ediție? A 19-lea, că 3 ediții le-am pierdut. Ce faceți de regulă la acest festival? Cu ce veniți? Cu ce impresionați? Fiecare cu ce poate, cu ideile lui, cu ce putem să facem. De exemplu, aici am avut o balerină. În mărime naturală, o balerină de asta manechină, așa, îmbrăcată cu... am făcut rochiță și avea un motoraș micuț care o și învârtea. Asta este în incinta liceului ăsta, a fost, cred că un singur an când am făcut... Liceul agricol, da. Care asta... spuneați că mai are câțiva ani și se închide? Așa se preconizează că se zvonește. S-ar putea să greșim. Măcar care despre câteva. Care vi se pare cel mai spectaculos soi dintre cei pe care îi aveți? Nu știu, pe care îl iubiți mai mult? Nu știu ce să zic. Nu știu trebuie ce să zic. Unul. Păi roșu e dominant. Roșu e dominant întotdeauna. Așa. Asta este în principiu. Dar ca esență așa, nu știu. Ca esență. Să fie bobocelul ăsta. Uite, eu l-am ales pe ăsta pentru că este genul de trandafir perfect. În opinia mea. Da. Mai sunt cei care sunt bătuți sau cu floarea aceea bulgărească sau tipic englezesc, da. Floare bătută. Așa, nu, ăștia mi se par cei mai delicați, cei mai rafinați, cei. De asta vreau să știu, din perspectiva noastră a producătorului, unde este punctul sensibil, la ce soi? Care vă face așa să vibrați, îndrăgostiți. Știți cum e? Trandafirul care încă nu l-ai văzut, parcă te atrage mai bine. Dacă are și un pic de culoare sau are ceva nuanță sau ceva mai... sau ceva șatirat în el, adică ceva nou, întotdeauna te atrage. Ăla este cel mai... După ce l-ai produs și îl ai, atunci încerci să găsești altceva. Că nu poți să fii monoton. Nu poți să fii monoton, să faci clasic tot același soi, tot același. Mai trebuie să schimbi, pentru că dacă nu, lumea nu mai cumpără. Deci, pe ăsta l-am, pe ăla l-am, pe ăla, care să-l mai cumpăr? Am vrut să scot ceva de la dumneavoastră și n-am reușit. Să fie trandafirul galben, roșu, roșu. La mine zic că totuși roșu, am un... am așa un pic de la roșu. Îmi place roșu. Roșu. Place roșu. Ce trandafir v-a făcut cadou? Dar... Ați primit trandafiri? Am toți trandafirii care ne place. Știți cum e? Zice, băiatul când face curte la fată, așa, îi ia o stea și o dă mână. După ce se însoară cu ea, coboară toată bolta cerească, alegeți care vrei tu. Oh. Dar aici... Iau aia, da, lasă de mâna da, aici, acum aduc aici și îi spun... Care trandafir îți place să ți-l iei? Adevărul că e o splendoare câmpul ăsta, nici n-ai ști ce să aveți. De exemplu, pe rândul ăsta cu trandafirii albi este un roșu, o poliantă. E o poliantă care... Ce înseamnă poliantă? Poliantă, adică o poliantă care, pe o singură tijă florară, sunt până la 5, 6, 7, 8, 9 flori. Ca la strugul, e un tiorchin. Da, da, da. Să și vede acolo cum e. Polianta, adică mai polianta, multe flori. Da, da, mai multe flori. Asta nu e pentru flori tăiate. Nu e pentru flori tăiate. Da, da, da. Până ultimul înflorește, deja primele 3-4, s-a terminat perioada de înflorire. Este o perioadă mai lungă de înflorire, care nu necesită imediat să intri să culegi cele uscate și să le tai, de exemplu, cum e în oraș, puse pe rondouri. Nu imediat trebuie după prima floare, a trecut, hai că merge să-l tăiem, să-l curățăm. Da. Că el mai dă. Vedeți, și la ăsta roșu sunt anticipate. Principalul este deja înflorit, dar mai principalul. Ăsta este, cu prima floare. Dar mai vin două, trei anticipate, imediat de sub prima floare. Deci se trece prima și rămân celelalte. După aceea, ideal ar fi, după ce trece perioada de înflorire, atunci o parte tai și două părți lași. Aha. Ca să-l piticești și să-l aduci mai repede ca să înflorească din nou. Da. Cred că cei mai spectaculoși așa pentru o grădină sunt cei care... Acum depinde cât ai spațiu de mare. Da, cei cățărători mi se par absolut spectaculoși. Când vezi la o poartă, așa,
o mare de trandafiri. Pe o boltă. Sau boltă, da, da. I-am dat la cineva niște trandafiri și a pus la poartă și a făcut o boltă. Așa. Destul de mare. Da. Zice, mă, ce să le fac eu la trandafiri aia, că deja au intrat la vecinul, iasă pe trotuar, ce să fac cu ei? Zic, nu le mai tăia și lăsa mai puține ramuri. Lasă multe ramuri, pentru că dacă îl tot ciopârțești, atunci el are tendința de a crește viguros. Dar da, dacă îi dai de lucru, el nu mai crește așa mai tare. Se mai rărește, nu? Nu, dacă îi crește abundent, atunci el nu se duce așa repede. Pentru mine, traseul parcurs prin Transilvania a fost deosebit și pentru faptul că m-am implicat în acțiuni la care nu am mai participat până acum. Ziua Rozelor, festivalul de tradiție organizat la Ciumbrud în fiecare an la finalul lunii iunie, chiar este o manifestare de anvergură și care sensibilizează mult. Am onorat aceste flori minunate participând cu tractorul împodobit la defilarea tradițională și apoi m-am bucurat de o zi specială printre florile aduse de expozanți și transpuse în tot felul de povești. Că artizanii aranjamentelor cu care tractorul Steyr a fost împodobit au fost membrii familiei Chichi. Bijuteriile acestea florale sunt mândria celor din Ciumbrud și un motiv de călătorie pentru pasionații de trandafiri din toată țara. În fiecare an se premiază un anumit soi, iar vedeta în 2022 a fost soiul Jalita, un soi din categoria floribunda, cu miros suav, dar un colorit deosebit, care se schimbă pe tot parcursul anului. Un soi de trandafir a cărui floare, chiar și uscată, are valoare decorativă. În opinia mea, afacerile de nișă cred că pot deveni mesagerul unor comunități, a unor sate care se pot dezvolta prin atracția de turiști și tot ecosistemul de servicii care pot deservi conceptul de ospitalitate. Avem nevoie de tineri cu viziune care să dea culoare, viață și o nouă utilitate satelor românești și să le transforme în mici nuclee de inedit și special prin ceea ce ar putea scoate din zestrea bunicilor, ancorând totul în vremurile noastre. Pe curând! Cu bine!